Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi vom discuta despre un animal care de secole stârnește admirație prin apariție și atitudine. Este vorba de leu. Foarte des este supranumit și regele animalelor. Acest animal este asociat cu puterea și inteligența și imaginea acestuia are o simbolistică foarte puternică. Nu odată fiind aleasă ca și logo pentru companii mari și puternice, sau ca și simbol al puterii și al nemuririi. Urmează să vă prezint 10 curiozități de care probabil încă nu ați auzit până acum. Însă, înainte să începem, nu uitați să apăsați pe like și să vă abonați. 1. Leii ar fi animale foarte active, și poate ne gândim că ei aleargă toată ziua după vânat, luptând pentru teritoriu. Însă, nu este deloc așa. Lei, în marea majoritate a timpului, dorm. De obicei, timpul de somn pentru ei este de 16-20 de ore pe zi. Deci, nu degeaba sunt supranumiți regi, pentru că nu oricine își permite un asemenea program. 2. Lei se aseamănă destul de mult cu comunitățile de oameni, pentru că și ei trăiesc în grupuri de aproximativ 15 exemplare, având un singur conducător. 3. Leoaicele se ocupă de vânat, iar masculul de obicei se ocupă de protecția familiei și a teritoriului. 4. Speranța de viață a leilor în captivitate se dublează. În mediul lor natural trăiesc între 10 și 15 ani, însă în grădini zoologice pot trăi până la 30 de ani. 5. Leii sunt printre cele mai rapide animale de pe pământ și pot alerga cu o viteză de până la 80 de km pe oră. Așadar, nu prea recomandăm nimănui să se întâlnească cu un leu înfuriat, pentru că nu prea mai e cale de scăpare. 6. Leii au nevoie de cel puțin 6-7 kg de carne zilnic. Înmulțind această cantitate cu 15 exemplare, ne dăm seama că nu e ușor deloc să întreții sau să menții o familie de lei. Asigurarea de hrană, adică aproximativ 100 de kg de carne pe zi, nu e o sarcină ușoară și necesită o coordonare foarte bună între membrii unei așa zise familii. 7. Răgetul unui leu se poate auzi chiar și la 8 km distanță. Un sunet absolut extraordinar care ține la distanță aproape orice animal din sălbăticie. 8. În prezent, marea majoritate a leilor trăiesc în Africa. Însă știai că în trecut aceștia erau prezenți chiar și în Europa și în America de Nord? 9. În medie, masculii pot cântări 190 de kg, iar femelele în jur de 126 de kg. 10. Coama leilor spune o poveste. Aceasta crește odată cu ajungerea la maturitate și devine tot mai închisă la culoare. Există foarte multe teorii despre coama leilor, însă cei mai mulți oameni de știință spun că aceasta are un rol protectiv în lupte și pe lângă aceasta mai atrage și femelele arătând cât de puternic este masculul respectiv. Vă mulțumesc pentru vizionare! Aștept părerile voastre în comentarii și dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați, să apreciați clipul apăsând pe like și vă doresc toate cele bune până la următorul!